să vorbim și despre sărbătorile pascale. De fapt, ne aflăm în a șasea săptămână a Postului Mare, iar astăzi creștinii ortodoși sărbătoresc Buna Vestire sau Blagoveștenia, celebrată în amintirea momentului în care Arhanghelul Gavril a anunțat-o pe Fecioara Maria că îl va naște pe Iisus din Nazaret. De asemenea, în această duminică urmează o altă sărbătoare foarte importantă, Floriile, care marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim. E foarte rar când aceste două mari sărbători se celebrează în aceeași săptămână, dar mai multe detalii despre semnificațiile lor aflăm de la părintele Victor Ceresău. Tradiția creștină, Buna Vestire este considerată a fi începutul Noului Testament. Această sărbătoare marchează momentul în care Arhanghelul Gavril i-a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Această sărbătoare pentru noi creștini este o bucurie duhovnicească aleasă, pentru că fiind în perioada postului, fiind și o sărbătoare cu dată stabilă, 25 martie 7 aprilie, ea cade uneori și în afara postului mare. Poate să cadă în săptămâna luminată sau chiar după săptămâna luminată. Chiar dacă în acest an Buna Vestire este prăznuită în ziua de vineri a Postului Mare, creștinii au dezlegare la pește și produsele de mare. Prin sunetul clopotelor, în ziua de sărbătoare, toți creștinii sunt chemați la Sfânta Biserică. Întâi de toate este participarea la Sfânta Liturghie. A doilea moment este bucuria duhovnicească în care creștinul se împărtășește din darurile lui Dumnezeu și apoi, mergând spre casa sa, se mângâie și se bucură de alimentele care sunt cu dezlegare la pește. În această zi, oamenilor le este interzis să muncească în grădină, curte sau în casă. În popor se mai spune că așa cum o să fie vremea de blagoveștenii, așa va fi și de Paște. Este zi de sărbătoare când munca fizică deja nu este cu dezlegare. Deci noi ne reținem și participăm la Sfânta Liturghie. După Sfânta Liturghie, putem acea zi să o înfrumusețăm cu fapte bune, cercetând un bolnav care este în spital sau vizitând casa celui neputincios care este un bătrân. Tot în această duminică urmează o altă sărbătoare importantă pentru creștinii ortodoxi, Floriile. Această zi amintește de intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim înainte de pătimirile sale. De ce e sărbătoarea aceasta? Cumva, deci, ne vorbește despre o pregătire duhovnicească și a noastră a creștinilor, pentru că odată cu Hristos, cel vândut, cel căutat să fie omorât și prins în grădina Ghețimani, apoi condamnat la moarte prin răstignire, el a venit de bunăvoie. Într-atâta Dumnezeu a descoperit iubirea față de oameni că pe Fiul Său l-a dat răscumpărător neamul omenesc. Floriile reprezintă un moment de spiritualitate pentru creștinii din întreaga lume și este o ocazie de a celebra primăvara și renașterea naturii. În duminica dinaintea Paștelui, cei care țin post primesc a doua dezlegare la pește. Vorbind despre dezlegare la pește, este simbolul luminii, pentru că Mântuitorul Hristos a făcut minuni. Înmulțirea peștilor, din pescare care erau apostolii chemați la apostolat, da? Erau pescari de oameni, Hristos i-a făcut pescari, erau pescari de pește, dar i-a făcut pescari de oameni. Iată, minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul în toată vremea erau legate de pește. În aceste două zile de sărbătoare, oamenii participă la slujbe speciale, fac fapte bune și pregătesc bucate alese.